În videoul de astăzi am să vă arăt cum puteți să vă instalați RageMP și să vă jucați pe serverele din România. Este foarte, foarte simplu, așa că hai să mai stăm la discuții și să trecem direct la tutorial. Ok, suntem direct la instalarea RageMP-ului. Cum faceți acest lucru este foarte, foarte simplu, vreau să vă spun. Facem o mică pauză pentru a vă prezenta abonații săptămânii. Dacă doriți să apăreți în următoarele clipuri, tot ce trebuie să faceți este să vă abonați la acest canal și să dați în comentarii cât mai multe inimioare. Haideți să trecem la video. Dar pentru prima dată o să vă trebuiască un cont de GTA 5 sau jocul cumpărat de pe platformă Epic Games, Rockstar sau Steam. Eu, de exemplu, l-am pe Steam. Pe Steam costă undeva la 15€, 14,80 de euro, dar puteți să-l cumpărați foarte simplu făcând acest lucru. Puteți să cotați GTA 5 al K-Shop și o să dați pe primul link, iar aici puteți să observați care sunt cele mai ieftine prețuri pentru GTA 5. După cum puteți vedea, avem ediția premium pe Rockstar Global pe Driffle la 9,77€ sau nu știu, puteți, de exemplu, să vă duceți pe niște site-uri care vi se par vouă mai legit, chiar dacă deja, dacă sunt pe alte shop, sunt deja legit. Dar, de exemplu, să zicem Eneba sau SED Keys este la 10,26€, deci economisiți 5€ până la urmă. Și după ce l-ați cumpărat, îl instalați și puteți să vă jucați RageMP. Dar trebuie să căutați voi RageMP pur și simplu și o să aveți acest link rage.mp, Rage Multiplayer. O să dăm un click și aici putem să observăm că avem toate detaliile despre RageMP. Toți pașii pe care trebuie să-l facem este, cum v-am spus eu, avem să ne cumpărăm GTA 5-ul și să ne downloadăm Rage Multiplayer-ul. Și putem să observăm pe aici, dacă dăm mai jos, ce diferențe sunt între RageMP față de 5M, adică ce chestii sunt mai importante, dar probabil asta o să vorbim într-un alt video, deoarece din punctul meu de vedere RageMP-ul este mult mai superior față de 5M. Deci hai să-i dăm cu download la Rage Multiplayer și putem să observăm că se instalează, iar după ce s-a instalat o să dăm două clicuri ca să ne deschidă setup-ul. Iar acum avem Welcome to Rage Multiplayer setup, o să dau pe Next, I agree și avem noi un director unde ne-am făcut RageMP-ul și o să-i dăm pe Install. Vă recomand să-l puneți pe D sau pe C, acum depinde unde aveți voi sau alte discuri unde aveți voi mai mult spațiu, dar recomandat este să aveți pe un SSD, deoarece o să vin se miște jocul mult mai bine. Deci hai să-i dăm un install și acum o să așteptăm să se instaleze jocul. Nu este foarte mare chestie să vă instalați RageMP-ul, adică este la fel, pur și simplu dați câteva clicuri acolo și deja s-a instalat și vă puteți juca, dar am să vă arăt și anumite setări pe care să-l faceți din launcher ca să vă meargă jocul mai bine. Și acum, după ce s-a instalat, o să dăm Run Rage Multiplayer și o să dăm pe finish și ne deschide launcherul cu RageMP. Putem observa că în top sunt serverele din Rusia și o să dăm aici la setări, iar aici o să ne alegem noi un nume, deoarece dacă nu o să vă selectați aici un nume, o să vă apară weird new by ceva de genul. O să ne punem și input device-ul pe microfonul pe care l-avem noi, în cazul meu voice meter output, și aici va trebui neapărat să vă deselectați voi anumite chestii de la advanced, mai exact accelerated safe rendering să-l aveți pe off, sau aici vă puteți voi selecta tema. Mie mi se pare destul de interesant asta, dar da, e puțin pentru așa, dar că e rendere 2, da, e interesant, așa că o să las pe aceasta. Perfect. Și acum pe serverul care mă joc eu se numește Atlantis România Roleplay. Cred că deja știți că am avut o serie foarte lungă pe acest server și este o comunitate foarte tare cu un staff foarte tare și tocmai ce vin update-urile la blană, probabil ați văzut deja pe TikTok-ul lor. Și acum normal voi când o să intrați o să trebuiască să așteptați puțin, deoarece o să trebuiască să se instaleze resursele serverului, adică avem noi aproape 6 giga de instalat și downloadează cu o viteză de 3 mega, 4 mega pe secundă, deci va trebui să așteptăm ceva, dar nu este asta problemă, deoarece așa trebuie să așteptați la toate serverele pentru început. Și acum o să se deschidă Easy Anticheat-ul să vadă dacă aveți hack-uri sau nu, dar probabil dacă sunteți la tutorialul acesta doar ce v-ați instalat RageMP-ul, așa că vă recomand să nu vă jucați cu hack-uri pe serverele de RageMP. Probabil puteți să încercați pe cele de PvP dacă doriți voi, dar vă spun sigur că nu prea o să vă lase acest Easy Anticheat, deoarece știți că este un anticheat care este folosit la jocurile de top. Și acum am intrat în lumea RageMP-ului, în loc din screen. O să trebuiască aici să mai așteptăm încă o dată, deci să nu vă faceți griji, deoarece așa o să vă apară mereu. O să scrie acolo loading Rage Multiplayer, o să scrie și informațiile serverului, dacă se încarcă sau ce se întâmplă, launching the game, o să vedeți puțin mai încolo. Dar normal, când o să scrie launching the game, atunci o să ne intre pe server, o să ne conecteze. Deci acum va trebui să așteptăm puțin să nu vă speriați. Și s-a încărcat jocul Atlantis Roleplay, iar pentru început eu vă recomand să vă duceți să vă înregistrați, dar eu deja am înregistrat, nu ne mai putem face altul. Dar în mare parte pe orice server intrați va trebui să vă faceți un cont, să vă faceți caracterul și de fiecare dată când intrați pe server va trebui să voi să vă băgați e-mailul și parola și o să dăm pe login și oficial suntem pe Atlantis Roleplay. Mă, băieți și fete, nu uitați că aveți toate detaliile de la acest server în descriere de la Atlantis Roleplay. Eu aici mă joc și am zis că de ce nu să fac tutorialul aici, un tutorial
special optimizat pentru 2024. Deci, mă băiești fete, ce pot să vă zic? Cam acesta a fost tutorialul de astăzi. Numele a fost episodul de casă, spuneți neapărat în comentarii dacă v-am ajutat sau nu, dacă ați reușit să vă cumpărați GTA 5-ul mai ieftin. Deci, numele a fost episodul de casă. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și ca asta până la final să vedeți cum se instalează RGMP-ul. Vă salut, pa, pa!